foarte mult. Imaginea momentului, domnilor și domnilor, vine din Filipești, Bacău, acolo unde părintele Ioan Băisan, de la Biserica Sfânta Cuvioasa Parascheva, a fost surprins făcând molifta postului Paștelui pe străzi, asta în condițiile în care viscolul a creat adevărate probleme. Aveți chiar în acest moment imaginea pe ecran. Este o imagine care a ajuns și pe rețelele de socializare și care a strâns în ultimele ore sute de aprecieri. Ei bine, părintele Ioan Băisan este în acest moment în legătură telefonică directă. Bună ziua, vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Doamne ajută! Dacă ne auzim, mulțumesc foarte mult pentru această intervenție, părinte. Ați făcut molifta postului Paștelui. Vedem în ce condiții, în condiții de cot portocaliu, în condițiile în care ninge abundent, în condițiile în care rafalele de vânt depășeau și 50, chiar 60 de kilometri pe oră. Știu că ați mers din casă în casă. Așa este, ați fost informat corect. Suntem într-o perioadă cu totul deosebită din timpul anului, perioada postului Paștelui, la sfârșitul cărei perioade vom sărbători toți creștinii de pretutindeni, cea mai mare sfântă sărbătoare a sărbătorilor și praznicul praznicelor, învierea din morți a Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Și există tradiția la noi în Biserica Creștină Ortodoxă ca în această perioadă, după săptămâna a cincea, să se meargă din casă în casă cu Sfânta Cruce, să binecuvântăm creștinii, să îi îmbărbătăm, să le dăm sfaturi duhovnicești, să se pregătească așa cum se cuvine pentru marea sărbătoare a învierii din morți a Mântuitorului nostru. Cât de greu v-a fost și ce v-au spus oamenii? Pentru că vedem ce se întâmplă în toate aceste județe din jumătatea de est a teritoriului. Ninsori abundente, viscol extrem de puternic. Cum i-ați găsit pe oamenii din sat? Vis-a-vis de ce spuneați de vreme, noi preoții nu putem amâna sărbătorile din cauza vremurilor care sunt și a vremii. Am început de luni în această comunitate, numită Parohia Sfânta Cuvioasă Parascheva Filipești, cum ați și prezentat-o. Mergem din casă în casă, oamenii ne așteaptă, de obicei stăteau la porți, acum le-am spus, stați în casă, că afară ninge. Cei mai mulți, marea majoritate, sunt la vârsta a treia, tineret foarte puțin avem în comunitatea noastră, dar mulțumim lui Dumnezeu că se păstrează credința, se păstrează tradițiile acestea frumoase creștinești. De a merge în postul Paștelui cu Sfânta Cruce din casă în casă, repet, indiferent de vreme. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în jurnal. Vedem, doamnelor și domnilor. Mulțumim și noi și vă urăm post binecuvântat și sărbători binecuvântate. Hristos a înviat tuturor creștinilor de pretutindeni. Doamne ajută! Doamne ajută! Mulțumim foarte mult, părinte, pentru această prezență. Vă